Mulți oameni nu pot să-și înceapă diminețile fără o ceașcă de cafea, însă aceștia au parte de o veste proastă. Se pare că prețul unui astfel de produs a început deja să crească și ar putea atinge cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Prețurile cafelei din Brazilia o să explodeze în următoarele săptămâni. Cei care își doresc să se bucure de o ceașcă de cafea în fiecare zi o să fie nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Asta mă afectează, că eu sunt cam cafengiu. Dacă sunt bătrân, nu stau decât să beau cafea și mănânc și mă odihnesc. Dar e rău. S-a scumpit toate, de fapt. Nu mă mai miră că și cafeaua. Mai e ceva ieftin? Cel mai grav îngheț din ultimele decenii din Brazilia a făcut ca prețul boabelor verzi de cafea să ajungă la cel mai ridicat nivel și se așteaptă ca prețul final să fie transferat la consumatori atunci când cumpără boabe prăjite sau cafea măcinată în supermarketuri. Brazilia s-a confruntat cu un val de aer polar, dar și cu ninsori în iulie, iar înainte de frig, o secetă a afectat producția din 2021. Mă mai stăm și nebeuți. Biem și noi ce găsim, la cât beau eu, la 3-4 zile. Ea e bună, că zice că e bună și de picioare, că am văzut eu într-un ziar, da. Asta e. Și tigările și cafeaua e bine că se scumpe. Și de ce? Nu trebuie să mai fumeze, să mai cafeleze atât. Cafeaua e bună, una, dar nu mai multe. Amploarea daunelor nu a fost complet evaluată, dar în zonele în care arborii de cafea nu au supraviețuit, ar putea dura până la 7 ani pentru ca producția să se recupereze complet. Conform statisticilor, în Brazilia, cea mai mare țară consumatoare din lume după Statele Unite, prețurile la cafea prăjită și măcinată au crescut cu 3,4%.